Cei care doriți să urmăriți cuvântul Domnului, citez din 2 Timotei, capitolul 4, versetul 5, am ajuns la 4-lea mesaj din acest verset și ultimul, 2 Timotei, capitolul 4, versetul 5. Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferința, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Amin. Ocupați-vă, rog, locurile. Orice patron de întreprindere, orice instituție, orice director de instituție și-ar dori să aibă slujbași de calitate. De altfel, dați-mi voie să vă spun, nicio întreprindere, nicio instituție, dacă n-are slujbași, oameni care lucră de calitate, nu dăinuiește pe piață. Dumneavoastră știți lucrul acesta. De aceea, orice patron își dorește, domnule, angajații mei, slujbașii mei să fie oameni de calitate. Dacă i-are și dacă sunt de calitate, cu oamenii aceștia are succes. Îi merge afacerea bine, merg lucrurile bine. Nu-ți place dacă cineva e patron, dacă cineva are angajat, nu-i place să aibă oameni care nu sunt de calitate. Îi place să iei oameni care să învețe, iar după ce sunt învățați, ei să devină oameni de calitate, oameni care să fie buni în slujba care o fac. Ei, dacă te duci undeva, să dau exemplu, într-un magazin. Acum sunt reduceri, vor veni reduceri sau a fost și vor veni din nou reduceri. Te duci într-un magazin și ai intrat în magazin și vezi acolo sunt niște vânzători, niște oameni care sunt angajați, niște slujbași acolo, care în momentul când intri, dacă se poartă cu tine cu bunăvoință, îți spune un bună ziua sau îți spune un bun venit în magazin și spune, uite cu ce te pot ajuta, dacă vrei te ajut cu ceva. Te simți altcumva. Omul se simte bine și zice, mă mai duc acolo, e un magazin de calitate, sunt oameni și sunt slujbași care sunt de calitate și se poartă bine cu tine. Am intrat undeva într-un magazin, nu spun unde, și m-am dus, eram cu soția mea, am intrat într-un magazin să mă uit și eu, erau câteva lucruri acolo, odată, într-una din zile. Și era o persoană mai înaintată în vârstă, când am intrat, mi-a spus, ce căutați? I-am zis, privesc, doar privim. A stat în spatele nostru și când m-am uitat la ceva, zice, ce mărime doriți? Dar nu doresc nicio mărime. A mai stat puțin și din nou a zis, dar specific ce căutați? La care am spus, este voie să privești magazinul acesta? Și a spus, da, da, n-am mai intrat acolo. De ce? Nu mi s-a părut că este așa cum ar trebui să fie magazinul acela. Ei, dacă ar ști patronul, dacă ar ști șeful acela că are o astfel de persoană care exagerează în ceea ce face, nu i-ar plăcea, nu-i place lucrul acesta. De ce? Vrea oameni de calitate, să-i spună un bun venit omului, să se poarte bine, dar să-l lese să se simtă bine în magazin, să-și aleagă marfa care o dorește el. Ei, dați-mi voie să vă spun și aș putea să continui lista aceasta, dar ne oprim, timpul nu ne permite. Însă, dați-mi voie să vă spun, în momentul când intră oamenii în locul acesta, în biserica lui Dumnezeu, la fel se petrec lucrurile. Dumnezeu din ceruri, slăvit să-i fie numele, El este prezent prin Duhul Sfânt în locul acesta, dar Dumnezeul acesta minunat, Dumnezeu care a creat toate lucrurile pe pământul acesta, Dumnezeu care a creat pământul și cu tot ce este pe el, ceea ce vedem noi și ceea ce nu vedem noi, toate le-a creat Dumnezeu. Dumnezeu a rânduit în vremea aceasta să lucreze prin oameni. A mai lucrat și în vechime sub o altă formă, dar acum lucrează diferit prin biserica lui, prin niște oameni, niște slujbași, slujitori, dar vrea ca slujitorii lui să fie de calitate. De calitate. Dumnezeu să ne ajute să fim oameni de calitate, slujitori. Spune lui Timotei și îndemnul și mesajul acesta este și îndemnul este lui, spre Timotei și noi, spre noi în seara aceasta, împlinește-ți bine slujba. Când vine un om în casa lui Dumnezeu, un om care vrea să-L caute pe Dumnezeu, Dumnezeu din ceruri, Dumnezeu care este suveran, Dumnezeu care este împărat, Dumnezeu care are împărăția aceasta în care noi am intrat și facem parte din ea și ne-a chemat la slujbă, vrea ca slujba care o facem noi să fie o slujbă de calitate. Dumnezeu să ne ajute să facem în vremea aceasta o slujbă de calitate. Asta nu ține numai de predicator, de cel care predică. Asta nu ține numai de cântărețul care cântă cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu. Asta nu ține numai de ușierii care trebuie să spună o vorbă bună care...
Dumnezeu și cine intră în casa lui Dumnezeu să se simtă apreciați. Nu ține doar de cei de la media, care trebuie să aibă grijă sunetul să se aude, să fie totul în conformitate, așa cum trebuie, ca oamenii să se simtă bine în acest fel în casa lui Dumnezeu. Pentru că în casa lui Dumnezeu, de fapt, Duhul Domnului lucrează și de multe ori păcătos și omul păcătos nu se simte bine pentru că păcatul este în viața lui. Dar în celelalte lucruri, oamenii trebuie să se simtă bine, să fie apreciați în locul acesta când vin. Pentru aceasta trebuie să-ți faci tu și să-mi fac eu slujba cu calitate, de calitate, să fim slujbași de calitate. Dar cum sunt acești slujbași? Cum sunt acești slujbași de calitate? Cum trebuie să fie acest slujbaș de calitate? Bineînțeles, multe lucruri pot fi spuse, eu doar câteva voi încerca să aduc în atenția dumneavoastră. În primul rând, respecte indicațiilor celui ce i-a chemat la slujbă. Respectă indicațiile celui ce i-a chemat la slujbă. Nu poți să faci o slujbă de calitate. Nu pot eu și nu poți tu să faci o slujbă de calitate. Indiferent ce slujire ai în casa lui Dumnezeu, cu o slujire tot ai de făcut, o slujbă tot ai de făcut. Tu trebuie să identifici slujba la care te-a chemat Domnul. Când identifici slujba, o să vezi că ai o bucurie enormă că faci slujba aceea. E slujba ta, este chemarea ta și când o faci primești o bucurie enormă. Dar dă-mi voie să spun, tu nu poți să-ți faci slujba și eu nu pot să-mi fac slujba dacă nu respect indicațiile celui care m-a chemat la slujbă. El îmi dă niște indicații. Uitați-vă, ne uităm la Domnul Iisus Hristos. Uitați-vă la Domnul Iisus Hristos. El pe pământ este om, în același timp și Dumnezeu. Ca om spune, eu am intrat în niște tipare ale Tatălui. Eu nu am voie și nu vreau să ies din tiparele acestea. Totdeauna a spus oamenilor acest lucru. Eu nu fac, nu vreau să fac, nu vreau să ies din tiparele Tatălui. Am primit niște directive și ca om, eu nu vreau să ies din tiparele acestea. Dar ca Dumnezeu, el putea să iasă din tiparele acestea și a ieșit din tiparele acestea. A putut să dea iertare oamenilor. Dar cine poate să dea iertare oamenilor decât Dumnezeu? El era Dumnezeu și a putut să ofere iertare oamenilor. A primit închinare de la oameni. Era Dumnezeu și a primit închinarea aceasta. Dar ca om, el ca om s-a smerit și s-a făcut ascultător. N-a vrut să iasă din tiparele Tatălui. Ascultați-mă, noi trebuie în vremea aceasta, dacă vrem să avem o slujbă și să fim slujbași în slujba Domnului, și să avem o slujbă de calitate, să nu ieșim din tiparele Tatălui. Dumnezeu ne-a dat niște tipare. Aici în Scriptură sunt toate instrucțiunile Tatălui și bineînțeles prin Duhul Sfânt în mod special ne mai vorbește, dar în Scriptură avem ceea ce trebuie să facem, indicațiile, cum trebuie să ne purtăm, cum trebuie să vorbim, ce trebuie să vorbim. Dumnezeu să ne ajute să ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu. Amin, frați și surori, Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Dar vreau să vă spun, beneficiile acestea sunt niște beneficii mari. Ai onoarea să fii chemat un slujbaș al lui Dumnezeu. Ai onoarea să fii chemat un slujitor al lui Dumnezeu, un slujbaș al lui Dumnezeu. Asta e o onoare extraordinar de mare. Stimat prieten care ești cu noi în seara aceasta, știi că și tu poți să ai onoarea aceasta a chemării lui Dumnezeu și odată ce accepti această chemare a lui Dumnezeu, să ai onoarea să slujești, să fii un slujbaș al lui Dumnezeu și să se bucure Dumnezeu de tine, să lucrezi pentru împărăția lui Dumnezeu și într-o zi să te bucuri de slujirea ta. Știi că și tu beneficiezi de acest lucruri, dar fraților, cei care ați fost chemați, cei care am fost chemați, știți că e onoare lucrul acesta, onoare alegerii. Eu, dacă am fost în șansurile lumii acestea, dacă am fost așa cum am fost înainte în trecutul meu, eu pentru mine a fost o onoare chemarea lui Dumnezeu la mântuire. M-am bucurat enorm și aceasta a fost bucuria care mi-a dat-o Domnul în inima mea, bucuria mântuirii, o bucurie care nu mi-a mai poate lua nimeni din viața mea, pentru că Dumnezeu a pus-o și a turnat-o prin Duhul Sfânt. Slăvit să-i fie numele. Dar auziți, ce frumos a lucrat Dumnezeu în viața mea, ce frumos a lucrat Dumnezeu în viața majoritatea care sunteți aici, în viața dumneavoastră. Nu numai că m-a chemat la mântuire, nu numai că a spus, vino, eu te iert, eu te pot curăța, eu te pot schimba, pot să-ți dau o haină nouă, cum am auzit aici, pot să pun o ungere sfântă peste capul tău și să ai o ungere divină, dar nu numai atât. Spune și Dumnezeu continuă și a continuat în viața mea și a spus, te chem și la slujire. Eu la slujire nu merit, tu la slujire n-ai meritat, dar uite-te ce bun este Dumnezeu, mărit să-i fie numele. Nu e o onoare lucrul acesta? Dar ascultați-mă, acum dacă e o onoare lucrul acesta, nu se cuvine ca eu, care am primit această onoare a chemării în slujba lui Dumnezeu, să ascult de instrucțiunile Domnului.
Nu se cuvine lucrul acesta? Ba da, se cuvine, în smerenie, în recunoștință, toată viața mea să-i spun: Doamne, îți mulțumesc că am onoarea aceasta de a sluji ție într-o fel sau altul. Fiecare cum v-a dat Dumnezeu onoarea aceasta și binecuvântarea aceasta. Dar ascultați-mă, dacă avem onoarea aceasta, să și rămânem în tiparele Tatălui nostru, Dumnezeu care este în ceruri, măriți să-i fie numele. Apoi, conștientizează, fratele meu, conștientizează că ești doar un lucrător. Că ești doar un lucrător, nu ieși din tipare, dar conștientizează. Ai onoarea să fii lucrător și conștientizează lucrul acesta. Tu ești doar un lucrător, eu sunt doar un lucrător. Eu n-am voie să schimb tiparele Domnului, eu n-am voie să schimb cuvântul Domnului, eu n-am voie să plac oamenilor, eu am voie doar să respect indicațiile Domnului în viața mea. Dumnezeu să mă ajute și pe tine să te ajute. În 3 Ioan, trecem fugitiv, în 3 Ioan vei găsi pe Deotref. El era conducător de biserică. Probabil că o biserică mai mică. Și Ioan scrie acelor de acolo, din cetatea aceea, și spune: am vrut să trimit scrisori la voi, la voi, și să fie citite de el, de acest om care, de Otrev, care era slujitor acolo. Dar zice, nu-i place să-l lase pe nimeni. Vrea să aibă întâietate, adică vrea să aibă cuvântul decisiv în toate lucrurile. El vrea să taie, el vrea să facă toate lucrurile acolo după cum vrea el. Zice, nu ne primește nici pe noi, nu primește pe frați, nu vrea să primească și nu lasă nici pe alții care ar vrea să primească pe frați. Vei găsi scris aceasta în 3 Ioan. Ce trist! Vine apostolul Ioan și spune, o să-l mustru când o să am ocazia să stau cu el de vorbă. Dar după aceea continuă și spune, tu nu urma răul, ci urmează binele. Înseamnă că omul acesta, deși un conducător de biserică, urma răul. O, Doamne, ajută-ne pe noi să urmăm binele. Amin? Dumnezeu să ne ajute. Să nu uităm, suntem doar niște slujitori. Ahab, dacă mergi în Vechiul Testament, vei găsi împărata lui Israel și a ajuns să distrugă Israelul. O, Doamne, ajută-ne noi să ne păzească Dumnezeu și să ne ajute Dumnezeu pe fiecare dintre noi să lucrăm la bine. Amin? Dar ca să lucrăm la bine, frații mei și surorile mele, trebuie să nu ieșim din tiparele Tatălui, să nu ieșim din tiparele Scripturii, din regulamentele Scripturii, să ne ajute Domnul aceasta, dacă vrei să fii un slujbaș de calitate. Despre Alexandru Macedon, știți dumneavoastră, împăratul acesta, generalul acesta, a crezut că câștigă toată lumea. Nu știu, istoria spune, spuneam și la studiu la frat, că l-a mușcat o muscă, așa e și poezia, și a murit. Nu știu ce muscă l-a fi mușcat, dar dați-mi voie să vă spun, o musca păcatului tot l-a mușcat. La 33 de ani a murit, dar nu într-o stare plăcută înaintea lui Dumnezeu. Și totuși omul acesta a crezut că va cuceri tot pământul, că va fi stăpân peste toate, și la 33 de ani, în floarea tinereții, moare, se duce de pe pământul celor vii. Dumnezeu să ne ajute, cât trăim aici pe pământul acesta, să avem o slujbă și să fim slujbași de calitate. Amin? Dar nu uita acest lucru, primul lucru. Un al doilea lucru care vreau să ți-l spun, pentru că sunt multe, dar un al doilea lucru, acordă prioritate slujbei încredințate. Acordă prioritate slujbei care ți-a fost încredințată ție de Dumnezeu. O cunoști? În primul rând trebuie să o cunoști. Trebuie să o cunoști, să identifici slujirea la care ai fost chemat. După ce ai identificat, tu fii acela care să acorzi prioritate. Fii dispus în viața ta la sacrificiu pentru slujba la care ai fost chemat. Vedeți? Dacă te duci la serviciu, tu te sacrifici. Tu faci și depui efort enorm. Oamenii în vremea aceasta depun foarte mult efort pentru serviciul lor. Zice, am servici, și dacă e serviciu, așa e așa, e adevărat. Ai niște reguli. La serviciu s-au pus niște reguli. Tu te sacrifici pentru a împlini aceste reguli. Te întreb în seara aceasta și haideți să ne întrebăm noi, oare nu din punct de vedere spiritual n-ar trebui să fie tot așa? N-ar trebui să ne sacrificăm pentru slujba, în slujirea la care am fost noi chemați? Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Fii dispus la sacrificiu. Uitați-vă la Petru. Și am putea să luăm toți apostolii chemați de Dumnezeu. Dar ne uităm numai la Petru. La Petru îl cheamă Dumnezeu, face o lucrare demonstrativă, să arate cine este el acolo în corabia lui. Și după ce îi se umplă corabia cu pești, după ce toate au succes parcă în viața lui, după ce îi se arată Dumnezeu, îi se descopere Dumnezeu, zice, Petru, eu te chem, vino și te voi face pescar de oameni. Și uite-te, îi dă o slujbă, are o chemare și spune, îți dau o slujbă, vino.
Și ca să vină el, ca să vină Petru, știi ce a fost nevoit pentru Petru? Să lase tot. Să lase afacerea lui de familie, să lase succesul acela, prosperitatea aceea, toate să le lase deoparte, să meargă după Domnul. A fost chin de multe ori, a fost bătăi de multe ori, a fost prigoane de multe ori, a fost lipsă de multe ori în casa lui, dar el l-a lăudat pe Dumnezeu. Și noi trebuie să lăudăm pe Dumnezeu, să-L înălțăm pe Dumnezeu în vremea aceasta. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin? Trebuie să te sacrifici. Trebuie. Ai văzut? Apa curge. Un izvor, din undeva dintr-un izvor, iasă apa și curge. Dar vezi, acum exemplul nostru mai modern în vremea aceasta, apa îți vine la robinet acasă. Dar ca să-ți vină la robinet apa acasă, a fost efort. Cineva a făcut acele conducte. Sunt acele conducte care fac să vină apa ta în casa ta. Noi am primit o slujbă din partea lui Dumnezeu. Nu ar să stăm aici în lucrarea aceasta, doar aici. Aici ne întâlnim la părtășie. Ne zidim sufletește și creștem. Dar Dumnezeu vrea ceva, să fim niște instrumente în mâna Lui, prin noi să curgă harul lui Dumnezeu înspre ceilalți oameni. Noi îl primim și din noi să curgă înspre alți oameni. Dumnezeu să ne ajute să fim astfel de oameni. Amin? Să ne ajute Dumnezeu. Investește în slujba care o ai. Dacă vrei, acordă prioritate, fii dispus să sacrifici și să investești în slujba care o ai. Pregătește-te. Stai înaintea Domnului. Dați-mi voie să vă spun că mă bucur de slujitori. Mă bucur de slujitorii care pun umăr la lucrarea Domnului, care se pregătesc în lucrarea Domnului și investesc mult timp în lucrarea lui Dumnezeu, se pregătesc pentru a sluji Domnului. Așa trebuie să fie o lucrare care o faci în casa lui Dumnezeu. Să te ajute Domnul pe tine și să mă ajute Domnul pe mine. Nu este vorba doar de predicare. Spunea cineva, am citit în cartea care poate ați citit-o și dumneavoastră, Simplitate în vorbire, o avem noi la stand și am citit ceva acolo în întâmplare că cineva a venit la amvon și avea schițe multe la amvon, multe schițe acolo puse, s-a pregătit el cum s-a pregătit și la un moment dat când se predice, n-a mai găsit acea hârtie care vroia, trebuia să predice de acolo și în timp ce predica, una dintre hârtii nu era și spune că de la amvon, așa scrie în cartea aceea, am citit, de la amvon s-a dus undeva în bancă, avea o geantă unde avea unele lucruri, s-a dus, a deschis janta, nu și-a dat seama, biserica stătea să uita la el, ce se întâmplă cu el, el nu mai găsea acea vițuică, acea hârtie dintre multele hârtii care le avea acolo, s-a dus la janta, a deschis janta, s-a uitat, n-a găsit nimica. După aceea, în loc să meargă să spună ceva, a ieșit afară, s-a dus la mașină, după un anumit timp, frate, a stat, ce se întâmplă, oare ce o fi? O fi plecat acasă, o fi supărat, ce s-o fi întâmplat? După ce s-a dus la mașină, a venit înapoi cu schița și a spus, am găsit, în sfârșit, schița, dar s-a rupt legătura cu biserica, s-a rupt legătura cu cei din jur. Ei, fraților, nu în sensul acesta, să fim oameni care să stăm la dispoziția lui Dumnezeu. Amin? Este bine să te pregătești, este bine să-ți faci o schiță, este bine toate lucrurile acestea, dar deajaba ai schița, deajaba ai toate pregătite, dacă nu este ungerea de sus. Dumnezeu să ne ajute să avem și ungerea de sus, amin? Dar și pregătirea. Pentru că unii pun accent doar pe ungere de sus și alții pun accent doar pe pregătire. Toate aceste două, amândouă lucrurile acestea trebuie în viața noastră. Dacă vrem să fim o slujbaș de calitate, pregătește-te, stai înaintea lui Dumnezeu dacă trebuie să predici, dacă trebuie să cânți, dacă trebuie să faci o lucrare. Fiecare lucrare necesită timp, necesită efort și Dumnezeu să ne ajute să fim astfel de oameni ca să ajungem să fim slujbași de calitate și să ne deplinim bine slujba în așa fel încât Dumnezeu să fie proslăvit în noi, în fiecare dintre noi. Să ne ajute Domnul la aceasta. Un al treilea lucru. Analizează eforturile slujirii tale sau efectele slujirii tale. Analizează lucrurile acestea. Nu pot închipui un astfel de om sau un astfel de slujitor care doar slujește. Nu-l interesează cum slujește și nu-l interesează dacă are rezultate. Privește la rezultatele care le lași în urmă. Eu dacă slujesc, slujesc bisericii de aici și slujesc unde mă cheamă Dumnezeu. Dar încerc să văd, încerc să analizez, încerc să mă uit, mă rog lui Dumnezeu și după aceea privesc cu ochii spirituali. Oare sunt rezultate în urma slujirii mele? Predic Evanghelia. Laud pe Dumnezeu și predic Evanghelia. Dar în momentul când predic Evanghelia, după ce am predicat Evanghelia, mă uit și mă gândesc și stau înaintea Domnului și mă uit și analizez, oare predica mea, oare ce am predicat, oare ceea ce am stat înaintea Domnului să primesc lumină din partea Lui, oare a avut efect asupra oamenilor, oare a lucrat Dumnezeu la inima oamenilor prin mine? Dacă nu, atunci mă duc acasă și mă rog mai mult și spun, Doamne,
Vreau să-mi dai putere mai mare, vreau să mă înzestrez, vreau să-mi dai lumină mai mare, vreau să-mi dai deschidere mai mare, o lumină mai mare, să înțeleg cuvântul tău. Și încep să fac și să depun efort în sensul acesta. De ce? Pentru că vreau ca slujirea care o fac să nu o fac în zadar. Bineînțeles, cuvântul lui Dumnezeu spune că nimic nu e în zadar. Acel cuvânt care este predicat nu se va întoarce fără rod, spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar rodul acesta poate fi spre mântuire sau spre pierzare. Eu n-aș vrea nimic din ceea ce predic să fie spre pierzarea oamenilor. Eu aș vrea din tot ceea ce predic să fie pentru recuperarea oamenilor și pentru mântuirea oamenilor. La aceasta mă uit, la aceasta privesc. Alții privesc la alte lucruri, alții privesc la alte standarde care și le închipuiesc lor, ei că ar trebui să fie în slujirea lor. Nu e adevărat. În tot ceea ce noi facem trebuie să fie proslăvit Dumnezeu, trebuie să fie zidită biserica, crescută biserica, este lucrarea aceasta de creștere a bisericii și apoi de mulțirea bisericii. Dumnezeu să ne ajute să ne îndeplinim această menire, această chemare care ne-a dat-o Dumnezeu. Cineva spunea, a construit un spital, nu știu dacă v-am spus aceasta dumneavoastră, cineva așa, avea bani mulți, a fost realizat și a construit un spital și a spus, a invitat prietenii, cei din oraș, oficialități, erau foarte mulți oameni, vă dați seama, un spital să construiești este foarte bine, foarte benefic pentru oamenii bolnavi. Și au venit și l-au apreciat atâția de mulți oameni. Dar cineva care îl cunoștea mai de aproape, cineva care știa cum se poartă cu oamenii, cineva care știa că el are o întreprindere mare și are un venit mare și știa cum se poartă cu oamenii de lângă el, cu slujbașii lui, cu cei care sunt în slujba lui, nu s-a bucurat deloc. Cunoscându-se, acel mare om care a construit acel spital și la inaugurarea acelui spital, s-a apropiat de el și a spus, nu te poți bucura și tu cu mine? De ce nu te bucuri? Uite câți sunt aici. Se bucură de realizarea mea, un lucru frumos, un lucru bun. Puțin sunt ca mine lume. Și atunci a spus acel om, bineînțeles, era creștin, a spus, te gândiți puțin, ai construit acest spital, dar pentru cei care i-ai nenorocit, pentru cei care strigă, pentru simbria care nu le-ai dat-o, pentru cei care familiile lor suferă, pentru banii care nu îi dai la timp, pentru oamenii aceia, la oamenii aceia te-ai gândit, banii lor i-ai băgat în acest spital. Să nu crezi că vei scăpa de judecata și de mânia lui Dumnezeu. Ascultă-mă, poate te uiți la realizările tale, nu știu cum le-ai făcut, nici nu mă interesează. Dar ascultă-mă, orice faci pe pământul acesta, să faci în dreptate și în adevăr, să faci cu responsabilitate, să nu faci lucruri pentru slava oamenilor și să faci totul pentru slava lui Dumnezeu. Uită-te la realizările tale. Ți-ai realizat lucruri pământești. Uită-te și privește cum le-ai realizat. Dacă le-ai realizat cinstit, laudă-L pe Dumnezeu. Dacă nu, schimbă-ți atitudinea, schimbă-ți viața și poartă-te așa cum vrea Dumnezeu să te porți. Ei, dacă în lucrurile firești se poartă așa oamenii, ar trebui să ne purtăm așa oamenii. În lucrurile duhovnicești la fel. Eu vin și predic Evanghelia. Ce vreau, slavă de la oameni? Eu vin să predic Evanghelia. Ce vreau, laude de la oameni? Eu nu vreau așa ceva. Eu vreau ca Dumnezeu să fie proslăvit și eu să fiu doar un lucrător al Lui. Dacă vin și sunt apreciat, nu e nicio problemă. Asta da, trebuie să ne apreciem unii pe alții. Dar noi nu trebuie să luăm, să purăm din slava lui Dumnezeu. Noi să fim oameni ascultători și oameni smeriți înaintea lui Dumnezeu. Să ne ajute Domnul aceasta. Ceea ce doboare pe slujitori, ceea ce doboare oameni mari în vremea aceasta, este că oamenii aceștia mari sunt folosiți de Dumnezeu. Dacă pot să spun oameni mari, oameni care sunt folosiți de Dumnezeu, încep mândria în inimă să crească. Și atunci oamenii păcătuiesc. Când vine mândria, vine înaintea căderii, spune cuvântul lui Dumnezeu. Căderea poate fi în curvie, căderea poate fi în minciună, căderea poate fi în furt. Nu știu, în multe modalități ar fi căderea, dar nu pleacă de acolo. Pleacă de la mândrie. Pentru că orice copil al lui Dumnezeu trebuie să înțeleagă, să analizeze slujirea lui și cu smerenie să recunoască Dumnezeu este acela care lucrează și eu sunt doar un slujitor al lui. Să ne ajute Domnul să fim astfel de oameni. Amin? Uitați-vă la Hristos. El ca și om îl laudă și îl proslăvește pe Tatăl, dar nu putea el să spună, sunt împărat, dați-mi slava care mi se cuvine. El nu a cerut-o. Deși îi se trebuia să-i se acorde. Oamenii l-au batjocorit. El a rămas smerit. Au fost rezultate enorme. Suntem mântuiți și noi. Va privi la rezultate, spune Isaia. Va vedea rodul muncii suferinței lui și sufletul lui se va înviora. Se va înviora. Ascultă-mă, tu roagă-te lui Dumnezeu și să stăm înaintea lui Dumnezeu. Și va veni o zi când vom privi rezultatele acelea. Nu numai aici, nu numai aici pe pământul acesta, ci vom privi
în bucuria stăpânului, acolo, sus, rezultatele slujirii noastre, să ne ajute Domnul. Pentru că analiziți efectele slujirii tale aici pe pământ și privești cu bucurie înspre răsplătirea de acolo de sus. Nu că am umblat după răsplătirea aceasta, nu că am umblat după aceasta. Eu mă aștept cu nerăbdare ziua aceea și mă bucur că-L voi vedea față în față, să-L văd față în față pe Dumnezeu, să-L cunosc așa cum este, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Astăzi îmi imaginez doar, atunci îl voi vedea față în față și împreună cu mine aș vrea să fii și tu. Ce mare bucurie va fi atunci. Despre Domnul Iisus Hristos spune că pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și a stat atârnat pe lemn, până la moarte a fost ascultător. De ce? Avea o bucurie care îi stătea înainte, adică știa, mă duc înapoi în slavă la Tatăl, am venit de acolo din slavă, m-am dezbrăcat eu de bunăvoie și bineînțeles am fost trimis și de Tatăl, m-am dezbrăcat de slava aceasta, am venit pe pământ, fac lucrarea aceasta cu bucurie, mă scuipă, mă bat oamenii, mă vorbesc de rău, eu fac lucrarea aceasta cu bucurie, analizează și Domnul Iisus vede lucrarea care o face, că este bună. Oamenii nu apreciază, dar spune cuvântul lui Dumnezeu, avea o bucurie care o avea înainte, mă întorc în slavă, mă duc din nou la Tatăl și acolo voi fi din nou în slavă, din nou în bucuria care am avut-o la început, dar mai mult decât atât, voi vedea o răsplată, voi vedea o semânță de urmași. Ce frumos! Pentru Domnul Iisus a fost frumos. Mi-ar place când va veni răpirea să mă duc în cer, să fie o mulțime de oameni care să spună, uite, Dumnezeu te-a folosit în lucrare. Mi-ar place tu când vei fi răpit împreună cu mine și vom fi răpiți la cer. Fie că vom adormi, fie că vom fi în viață, tot răpiți vom fi. În ziua aceea mi-ar place și tu și eu să ne uităm în urma noastră și să vedem mulțimi de oameni care spun, te-am văzut pe tine cum ai slujit lui Dumnezeu, te-am văzut pe tine cum ai trăit și vreau și eu să-L urmez pe acest Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm în picioare. Este timpul târziu și invit grupul în față. Vom cânta și vom lăuda pe Domnul cu o cântare. Am spus și am spus la începutul anului, lucrătorii lucrează cu inimă, lucrătorii lucrează cu responsabilitate și cu dedicare totală. În seara aceasta am încheiat din acest verset mesajele slujbași de calitate. Să faci o slujbă de calitate nu-i ușor, dar cu Domnul este frumos. Puteți să ajungem la realizarea aceasta. Când vor intra oamenii aici să vadă o lucrare de calitate, când vor privi la slujirea ta oamenii să spună, slujește, are o slujire de calitate. Aceasta o poate face doar Dumnezeu. Dar acum ascultă-mă, dacă tu în săptămâna care a trecut, în zilele care a trecut sau în anul care a trecut, n-ai făcut o lucrare de calitate, suntem aici să ne cerem iertare și să-i spunem Domnului, Doamne, reînnoiește-ne, pune-ne în stări după voia ta, pentru că vrem să fim niște slujbași de calitate, de care să te bucuri tu și noi să ne bucurăm împreună cu tine. Ne vom ruga după această rugăciune, apoi vom sta înaintea Domnului cu mărturisire, pentru că ne vom apropia de actul cinei Domnului. Domnul să fie slăvit în toți și în toate. Amin.